1 Șemuel, capitolul 8. Când a îmbătrânit Șemuel, a pus pe fiii săi judecători peste Israel. Fiul său întâi născut se numea Ioel și al doilea Abia. Ei erau judecători la Berșeba. și Fiul lui Șemuel n-au călcat pe urmele lui, ci se dădeau la lăcomie, la omită și călcau dreptatea. Toți bătrânii lui Israel s-au strâns și au venit la Șemuel la Rama. Ei au zis: Iată că tu ești bătrân și copiii tăi nu calcă pe urmele tale. Acum pune un împărat peste noi să ne judece, cum au toate neamurile. Șemuel n-a văzut cu plăcere faptul că ziceau dă-ne un împărat ca să ne judece. Și Șemuel s-a rugat lui Yahua. Yahua a zis lui Șemuel: Ascultă glasul poporului în tot ce îți va spune, căci nu pe tine te leapădă, ci pe mine mă leapădă, ca să nu mai domnesc peste ei. Ei se poartă cu tine cum s-au purtat întotdeauna, de când i-am scos din Mitzraim până în ziua de astăzi. M-au părăsit și au slujit altor Elohim. Ascultă-le glasul, deci, dar înștiințează-i și fă cunoscut dreptul împăratului care va domni peste ei. Șemuel a spus toate cuvintele lui Yahua poporului care îi cerea un împărat. El a zis: Iată care va fi dreptul împăratului care va domni peste voi. El va lua pe fiii voștri, îi va pune la carele sale și între călăreții lui ca să alerge înaintea carului lui. Îi va pune căpetenii peste o mie și căpetenii peste cincizeci și îi va întrebuința la aratul pământurilor lui, la seceratul bucatelor lui, la facerea armelor lui de război și a uneltelor carelor lui. Va lua pe fetele voastre să-i facă miresme de mâncare și pâine, va lua cea mai bună parte din câmpiile voastre, din viile voastre și din măslinii voștri și o va da slujitorilor lui va lua zeciuială din rodul semințelor și viilor voastre și o va da famenilor și slujitorilor lui. Va lua pe robii și roabele voastre, cei mai buni boi și măgarei voștri și va întrebuința la lucrările lui. Va lua zeciuală din oile voastre și voi înși vă veți fi slugile lui și atunci veți striga împotriva împăratului vostru pe care îl veți alege, dar Iahua nu vă va asculta. Poporul n-a vrut să asculte glasul lui Samuel. Nu, au zis ei, ci să fie un împărat peste noi, ca să fim și noi ca toate neamurile. Împăratul nostru ne va judeca, va merge în fruntea noastră și ne va cărmui în războaiele noastre. Șemuel, după ce a auzit toate cuvintele poporului, le-a spus în auzul lui Iahua. Și Iahua a zis lui Șemuel, ascultă-le glasul și pune un împărat peste ei. Și Șemuel a zis bărbaților lui Israel, duceți-vă fiecare în cetatea lui.